Emisiune susținută de Selgros. Selgros, pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunteți la cină și vă mulțumim pentru asta. Sperăm să ne primiți în casele dumneavoastră în fiecare seară de sâmbătă și în acest sezon. Se cuvine încă de la început să-i mulțumim noului nostru partener, mulțumim Selgros România. După vacanța de vară, iată-ne din nou la cină, pregătiți să ascultăm povești interesante de viață la masa de seară, desigur. Invitata noastră din această seară, prima din sezon, este fost model, este femeie de afaceri, actriță, influencer, realizator TV. Ne este oaspete la cină, Dana Săvuică. Bine te-am regăsit, Adi, și pe tine. Bine te-am regăsit eu pe tine. A fost vacanța asta lungă, am mâncat o grămadă de lucruri bune peste tot prin lume pe unde am umblat, dar tare dor mi-era să mănânc ceva din mâna ta. Ai văzut? O poezie. Iată, se va întâmpla chiar astăzi. Cum ți-a fost vara? A fost o vară foarte bună, am muncit mai mult din telefon și mai mult am stat cu familia și am călătorit cu familia și a fost foarte bine. Adică chiar a fost una dintre verile bune din viața mea. Cum ți se anunță a fi toamna? Nu știu. Bogată, uite. Dar nici nu mă interesează. Ai fost în Italia? Ai adus ceva parmezan la cină? N-am fost în Italia, că din fericire am florit comerțul în prima perioadă și vin ei cu orice. Ai fost doar până la Selgros. Da, am fost până la Selgros, am luat niște parmezan, ciuperci de pădure, un orez pentru risotto și niște, mă rog, de-astea. Te punem noi în mâncare. Am aici niște ciuperci pe care le culege mama din pădure și le usucă. Astea sunt de la ea și le folosesc să fac o supă, dar nu zic acum tot, o să zic mai încolo. Că... Uite acum ce să facem. Te rog, ia acest pahar cu vin. Da. Pentru un sezon nou, bun, cu audiență. Cincin. Dragii mei, vara se duce frumos în toamnă și deși nu știu multe lucruri despre viitor și în general nu știu nimic, pot să vă spun că noul sezon la cină va fi unul foarte aromat, foarte savuros. Risotto s-a tot făcut, au făcut alții înaintea noastră, nu inventăm noi roata, dar ce putem face? Păi putem să folosim ce ne dă pământul nostru foarte valoros. Ciuperci de pădure. Ciuperci de pădure pe care le-am adus de la prietenii noștri de la Selgros și mă refer acum la hrib și la gălbiori. Asta avem. Pe lângă niște orez pentru risotto și niște ciuperci de pădure uscate. Hribi uscați, cum ar veni, uscați de mama toamna trecută, pe care îi folosesc să fac supa în care construiesc acest risotto. Supa e ceva foarte simplu, adică niște apă pe foc, o mână de ciuperci uscate, o ceapă, doi căței de usturoi, puțină sare. Lasă să dea 2-3 clocote cât să ia un pic de aromă și apoi într-o tigaie pun ceapa tocată mărunt, doi căței de usturoi tocați mărunt și aceea, un pic de ulei, dau foc așa mediu, când sticlește toată treaba, adaug orezul, amestec, fain frumos și când sticlește și orezul, încep să pun supa pe care am pregătit-o anterior. Și tot așa până când e orezul gătit suficient. Spre final, amestec bine și energic toată povestea asta cu un pic de vin alb, de data asta, foarte mult pătrunjel tocat mărunt, destul de mult unt, că așa îmi place mie, și niște parmezan dat prin răzătoare, plus două gălbenușuri proaspete. Asta e tot, sună destul de simplu, hai să vedem cum se face. Dana Săvuică este cu noi la cină. Bine ai venit, Dana! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Abia aștept, Adi, să fiu servit așa frumos, elegant și totul să fie super gustos. Doamne, cum ne fi norocul? A, nu cred. Nu cred. Cu tine, nu. E o artă. Să știi că am și eu ceva întrebări cu gust pentru tine. Uite, prima este, cum faci să nu arăți că trec anii peste tine? Întreabă-i pe părinții mei.
pot să gena spun bună? Gene bune. Acolo e. Știi că toată lumea asta spune. Dar altfel ce faci tu? Altfel, de bine? Ca orice femeie care se respectă, mă îngrijesc în fiecare lună, tratamente corporale, beauty, înfrumusețare, terapii, că doar de-aia suntem în secolul acesta. Să ne bucurăm de înaintarea în vârstă cu demnitate, frumos, așa, elegant, fără să ne arătăm, fără să arătăm că... Oh, dar ce cuvânt, îmbătrânim? Nu e. Gata, nu. Fără să arătăm că, că înaintează anii, așa, știi? Am înțeles. Da. Noi nu îmbătrânim, nu. Înaintăm în vârstă. Mm. Am înțeles, e un pic altfel. No, sună tot la fel. Bine. Tot așa sună, mă duc tot eu la prost sună. Mi-e locul, că poate vă rețin. Te rog, Dana, nu te rog. Ne rețin, nu. Păi are treaba altfel, ai venit să mănânci, nu? Da, dar un bărbat întotdeauna între două femei. Deci Adi e cu noi, e acolo în bucătărie, noi stăm comod. Deci așa s-a ajuns, nu? S-au inversat rolurile? Bărbații la bucătărie, la gătit și femeile conduc lumea? Doar aia care știu să facă mâncare. Apropo de statul la cratiță, Dana, tu gătești? Nu. Niciodată nimic? Nu neapărat nimic, dar sincer, în afară de, eu știu, cartofi prăjiți, ouă prăjite, salată de vinete știu să fac, mâncare de vinete, probabil pentru că îmi place mie foarte mult, dar în rest nu pot să spun că sunt vreo mare gospodină. Deci nu, pe astea nu le-am nimerit, îți spun sincer, nu s-au lipit de mine. Noi ne gătim și ieșim la cină, nu? Absolut, exact. Vezi, fiecare femeie își găsește până la urmă rolul ei, știi, în lume, în viață, în societate. Da, mie îmi place să mă gătesc, să ies în lume, să comunic cu lumea. Până la urmă, e și asta, nu? Un atu, dacă știi să-l folosești. Și pentru că a venit vorba despre mulțumesc mâncare, de tot. Îți propun, Dana, să ne oprim. Hai mai întâi să gustăm, că se răcește mâncarea și-i păcat, te rog. Da, sigur, ok. Este demențial. Deci, oh my god. Vai. Risotto cu unghii porcinii. Da, deci este... Și cu o gură de vin roșu. Da, și cu vinul roșu m-ați nimerit, să știi. Eu întotdeauna, seara îmi place, când mă relaxez, iau așa un pahar, întorn puțin vin roșu, sec, și merge. Deci merge cu risotto, acesta este fantastic. Te rog, poftă bună. Da, mulțumesc mult. Acum putem discuta altfel, nu? Asta așa e. Și să știi că m-ați nimerit cu risotto, ai funghii, porcinii. E preferatul și tău? Cu vinul roșu, da. Da, deci chiar nici nu ne-am vorbit și uite că ați simțit, Adi, știi? Simte invitatul, da? Cred că merge un pahar de vin la cină, nu? Normal că merge. În fiecare seară eu așa mă relaxez, puțin vin roșu, sec, știi? Bineînțeles că atunci când sunt acasă îmi permit să-l beau cum vreau eu, dar în cazul de față sau dacă aș fi la un restaurant, pentru că am ruș pe buze, înainte iau șervețelul, facem așa. Așa. Și pe urmă... Asta e o lecție de... Bineînțeles, ținem paharul de coadă aici, da, bun, așa. Și în momentul în care sorbim din el, o facem delicat și dacă cumva rămân urme de ruj, totuși, încercăm să bem din același loc, ca să nu facem pete peste Dana, tot. Dana, eu știam că ai agenție de modele, nu agenție de etichete. Am avut agenție de modele, se numea Etichet și chiar au trecut foarte multe fete prin, și mulți ani de atunci. Prin mâna mea, ca să zic așa, și chiar au fost și băieți, au fost fete și băieți. De exemplu, Victor Slav, Bogdan Vlădău, Denis Radu, deci au fost manechin la mine mai întâi. Și acum uite că sunt niște oameni care s-au realizat și mă bucur enorm de mult când văd că au crescut frumos și că și-au văzut de viață și că au carierele lor. Deci asta este cea mai mare bucurie pe care o pot avea. Avem vreme să vorbim în această emisiune despre agenția ta, despre tine model, despre tine actriță, realizator TV, influencer. Cred că le-am făcut pe toate, să știi. Da, vărsătorul din mine, să știi. Noi suntem aventurieri, ne place să explorăm lumea, universul și atunci am încercat să fac câte puțin din toate ca să văd exact cu ce rezonez cel mai bine. Pentru că la vârsta la care am ajuns acum, dacă mă întrebi ce contează pentru mine la ora asta, pot să spun că aceste momente, aceste clipe, știi, carpe diem?
da? Trăiește clipa, dar trăiește-o frumos, trăiește-o cu calitate, trăiește-o cu bucurie, cu pasiune. Deci eu caut acum să fac lucrurile care îmi fac mie bine, care fac sufletului meu foarte bine. Și cine e Dana la 52 de ani? Exact această femeie. Femeia care se cunoaște foarte bine, femeia care își apreciază corpul așa cum este el, care apreciază viața pe care o are, momentele prin care a trecut, o femeie care nu mai aleargă după chimere, nu mai aleargă după cai verzi pe pereți. Ai alergat? Da, la 20 de ani, da, la 20 de ani, la fel ca orice tânăr, tânără, ambițioasă, îmi doream foarte mult să urc pe scara carierei mele, să ajung cât mai sus posibil. Eu chiar consideram că dacă țintesc foarte sus, exact lucrul acela o să mă facă fericită. Și când colo, erau lucrurile simple, lucrurile care erau efectiv, erau deja pe tavă, mi erau servite, dar eu nu le vedeam. Îți erau la îndemână? Mi erau la îndemână, dar nu păreau importante de luat în seamă. Și acum îmi dau seama că ce case, ce mașini, ce haine, ce nu! Ce e important în viață? Pentru mine, de exemplu, acum este importantă, sunt importante, de exemplu, momentul acesta în care eu stau și vorbesc cu tine și știu după că oamenii, foarte mulți ani, și oamenii ne vedem față, exact, în față. Deci faptul că regăsesc prietenii, că mă reconectez cu anumite persoane care îmi sunt dragi și cu care știu eu că sunt pe aceeași lungime de undă. Uite, îmi place să călătoresc foarte mult și pasiunea asta mea de a călători, care probabil s-a născut odată cu copilăria mea, pentru că de fapt am fost un călător încă de mică, asta a deschis lumea mea către altă dimensiune. Acum, de exemplu, pot să mă numesc travel blogger, pentru că eu colaborez acum cu agențiile de turism, cu birourile de turism ale diferitelor țări, de exemplu, în Maldive. Am fost singurul influencer din România care a fost ales printre alți influenceri din Europa să promoveze Maldivele. Acum, tocmai ce m-am întors din Cuba, o să plec peste o lună, cred că, în Jamaica. Acum vorbește o femeie care a trecut prin viață, care a trecut prin tot felul de griji, probleme, situații și iată că a ajuns la această concluzie, că trebuie să găsim timp pentru noi, că trebuie să ne iubim, în primul rând, pe noi. Dacă ne iubim pe noi, putem să transmitem dragostea asta tuturor celor din jurul nostru. Dacă atunci când ridicăm ochii, vedem cerul, vedem stelele, vedem soarele, vedem bogăția asta pe care ne oferă planeta, care este a doua noastră casă, atunci asta ne face mai buni. Nu dacă avem 5 case, 10 mașini și nu știu ce funcții. Nu asta ne face mai buni. Din contră, când ai prea multă putere și prea mulți bani, s-ar putea chestia asta să-ți strice sufletul, inima, prioritățile se inversează. Deci eu asta sunt în momentul acesta. Dar n-ai fost dintotdeauna așa și te-aș ruga, Dana, să o luăm cu începutul. Te-ai născut într-o familie de diplomați și ți-ai trăit copilăria în misiune, cum se spune. Da, cum dar n-au fost misiunile mele, au fost misiunile tatălui meu, diploma de carieră. Primii ani de viață? Primii ani de viață au fost foarte frumoși, pentru că am avut acest noroc să plec de la 3 ani, am fost în Indonezia, am trăit în Jakarta și am mers la grădiniță acolo, mă rog, un fel de creșă grădiniță. După care, când am intrat în clasa a doua, părinții mei ne-au făcut bagajele și am plecat în a doua misiune a tatălui meu, în Sri Lanka. Deci, practic, Sri Lanka este a doua mea casă. Acolo am mers la școală, am făcut școală americană, am învățat limba engleză foarte bine. Am avut timp, pentru că era sistemul acesta americano-englez, care lăsa libertate copiilor să facă activități extrașcolare și atunci am reușit să fac balet, pian, pictură, dansuri moderne, dansuri clasice, canto. Deci, efectiv, m-am dezvoltat foarte mult pe partea aceasta. Și îți dai seama, să trăiești într-o țară insulară, da? Înconjurată de Oceanul Indian, peste care trece ecuatorul, cu fructe exotice, cu o vegetație luxuriantă, cu niște oameni care au o religie budistă, care cred în reîncarnare, care cred în salvarea omenirii, în dragostea pentru animale, pentru absolut tot ce îi înconjoară. Lucrurile acestea chiar și-au pus amprenta asupra caracterului meu, poate, și m-a impresionat, copil fiind, toate aceste lucruri.
punem toate acestea la capitolul avantaje. Da, fiind au copil fost, de diplomat. Au fost și dezavantaje. Fiind copil de diplomat, da, într-adevăr, poate nu am avut neapărat probleme legate de, eu știu, lipsurile financiare sau lipsurile materiale, da? Aveam tot ce ne trebuia. Pe de altă parte, nu am stat foarte mult cu bunicii, nu am știut cum să cresc într-o societate românească, da? Deci n-am avut prieteni, copii de vârsta mea, români. Nici măcar în Sri Lanka nu prea aveam prieteni, pentru că eram privită ca o fată dintr-o țară comunistă și eram de multe ori izolată și erau copii din țările capitaliste care nu prea vorbeau cu mine, nu mă băgau în seamă. Deci au fost și lucruri de genul acesta. Practic ți-au lipsit bunicii și ți-a lipsit comunicarea cu ceilalți copii de vârsta mea. Ceilalți copii de vârsta mea, exact. Dar în schimb, așa cum ți-am spus, am suplinit cu activitățile acelea, da? Deci am reușit să mă dezvolt din punct de vedere al calităților pe care le aveam și pe care le-am descoperit. Am făcut foarte mult sport, de exemplu, tenis, not, atletism. Deci lucrurile acestea, într-adevăr, am avut timp pentru ele. După care a urmat șocul cel mare, când eram în clasa a șasea. Acolo în Sri Lanka. Da. Familia Ceaușescu a dat o lege, un ordin, ca toți copiii aflați în misiuni diplomatice să plece cu primul avion acasă. Ni s-au luat pașapoartele diplomatice la aeroport și din momentul acela am fost singură, lipsită, privată de dragostea părinților. Părinții au rămas în misiuni diplomatice, eu eram singură în România. Cine te-a crescut? Am fost făcută pachet și am fost trimisă la Târgoviște, la bunicii din partea, părinții din partea mamei mele. Și când am ajuns acolo, eram deja o fată adolescentă. Și a trebuit să o iau de la capăt, pentru că, ce crezi, copiii românii nu înțelegeau ce-i cu mine. De unde ateriza fata asta? Fata cu părul blond și cu pielea maronie. De ce vorbește stricat limba română? De ce la limba engleză ia 10 pe linie și în 5 minute ea își termină temele? Deci, știi? Deci a fost un fel de love and hate affair, așa, știi? Deci unii mă iubeau, alții mă, poate mă invidiau și iară, pentru mine ca un copil în creștere, da, au fost niște șocuri pe care le-am primit, pentru că nu înțelegeam de ce nu eram acceptată, de ce nu-ți găseai prieteni nici aici? Nu mă găseam pe mine, în primul rând, deci nu știam cine sunt. Eu nu știam cine sunt. Și din punctul ăsta de vedere a fost greu. A fost greu pentru că dacă mă întreabă lumea acum, dar tu cum ai crescut? Cu păpuși? Cu... nu pot să spun asta. Dar ai avut mulți prieteni, ai ținut legătura cu ei? Nu. Eu nici măcar cu cei din liceu sau din facultate n-am ținut legătura. Cu foarte puțin, de altfel. N-am reușit să fac, știi, legăturile acestea trainice care se întâmplă în primii ani de școală. Eu nu i-am avut, din punctul ăsta de vedere. Dar... ai recuperat cu vârf și îndesat am ulterior. Recuperat, exact, exact. Când am conștientizat ce s-a întâmplat, atunci, da, să știi că am pus foarte mult accentul pe comunicare, pe dezvoltarea relațiilor cu oamenii din jurul meu. Poate înainte, la 20 de ani, nu știam să ascult, acum stau și ascult. Știi, adică sunt multe lucruri pe care le înveți odată cu înaintarea în vârstă și când viața te lovește când îți dă tot felul de lecții viața. Dar trebuie să deschizi ochii și trebuie să ai conștiința trează. Știi? Să nu treci prin viață cu ochii închiși. Când ai început să conștientizezi cine ești? Spuneai că venită din Sri Lanka, aici în România, ți-a fost greu să te găsești pe tine. Când ți-ai dat seama cine ești, ce vrei să faci în viață? Destul de târziu, pentru că eu provin dintr-o generație în care părinții erau ascultați, da? Copiii ascultau de părinții, îi respectau, îi iubeau. Și de fiecare dată am vrut să fiu și am fost o fată cu minte. Adică la școală, da? La școală tocilară, nu fără boacăne. Dacă mă întreb de ceva, dacă am sărit din vreun copac, dacă am furat cireșe, n-am făcut chestia asta. Dacă nu, ai furat banane în Sri Lanka. Nici măcar. Un copil de diplomat învață de mic că trebuie să aibă grijă.
ce vorbește, cum stă la masă, cum gesticulează, cum se îmbracă, cum privește. Deci nu, toate lucrurile acestea, mie mi s-a pus manualul de etichetă în brațe, era printre celelalte manuale ale școlii. Deci eu am citit cartea lui Emily Post încă de mică, pentru că trebuia să știu lucrurile acestea, pentru că nu trebuia să-i fac de râs pe părinții mei, pentru că nu trebuia să existe o pată cât de mică în dosarul tatălui meu, pentru că noi eram urmăriți. Normal, în perioada aceea telefoanele erau ascultate, erau peste tot, erau ochi și urechi oamenii și atunci trebuia să am grijă. Cum comunicai cu părinții tăi? Tu aici, ei acolo? Da, deci când am ajuns în România și împreună cu sora mea, care este cu 5 ani mai mică, am devenit pentru ea și mamă, și soră, și prietenă, de toate. Și pentru că părinții mei nu aveau foarte mulți bani, salariile lor erau mici în comparație cu altor diplomați din alte țări, reușeau să ne dea un singur telefon, poate o dată sau de două ori pe an, de un minut, pentru că era foarte scump, de ziua mea, poate, de ziua ei, de Crăciun, cam așa și atât. Și aveau voie să vină o dată la 2 ani acasă. Misiunile erau între 4 și 6 ani pe atunci. Și îți lipseau foarte tare. Normal că îmi lipseau părinții. E adevărat că îmi trimiteau, deci ei trimiteau, săracii, din dragostea lor și din dorul lor pentru noi, ne trimiteau pachete întregi cu de toate. Adică la mine acasă, într-adevăr, aveai ciocolată, aveai cola la discreție, aveam casete video. Eu îi făceam pentru colegii de la școala mea, îi chemam pe toți acasă, la Târgoviște, și eram mai tare decât, glumesc, bineînțeles, decât Irina Nistor. Deci, aveai casete video? Aveam casete video care veneau direct de la sursă, de afară, și pentru că erau în limba engleză, ghiși cine le traducea. Deci, apropo de limba engleză, și ai spus un pic mai devreme că ai fost ocilară, da. Știu că ai luat și coroniță la olimpiadă, nu? La engleză. Am luat olimpiada în faza națională, cu 10 pe linie, a fost singura care a luat 10 pe linie și a fost atunci părinții mei cred că au fost foarte mândri de mine, pentru că asta a fost satisfacția tuturor sacrificiilor pe care le-au făcut ei. Din salariul acela mic, ei au reușit să ne țină pe amândouă, și pe mine și pe sora mea, la școală, la o școală americană. Au reușit să... Dar n-a fost mereu o școală americană, nu? N-ai fost și la școala locală? Am fost într-o perioadă și la școala locală atunci când ei n-au mai reușit să plătească taxele la școala americană. Într-adevăr, am nimerit și la o școală locală, dar a fost foarte bine pentru că am învățat cultura srilancheză, rup puțin în sinhaleză, în limba locală. Spune-ne ceva. Știi ce să-ți mai zic acum, dacă vrei, număr până la 15. Până la 5. Ecă, decă, tună, hatră, paha, haie, hată, ată, namăie, dahăie și tot așa. Nu mai țin minte, îți spun sincer. Am făcut și dansuri sinhaleze. Cum se dansează? Place foarte ce mult. Ce fel de dans e ăsta? Cum sunt dansurile indiene. Aha. Da, uh-huh. Deci foarte mult așa. Uh-huh. Da, și... Da. Depinde. Da, știu, îmi place foarte mult poporul acesta. Este foarte blând și m-am bucurat foarte tare că printr-o agenție cu care eu colaborez acum am reușit să merg anul acesta în Sri Lanka. Eu am mai era fost. Era următoarea întrebare, da, când eu am mai întors acolo? M-am întors mai de mult, dar am fost cu sora mea și sora mea a revăzut Sri Lanka după aproape... Da. Aproape 40 de ani. Mă bucuram că vedeam, priveam Sri Lanka prin ochii ei. Eu am plâns când am revenit în țară după, nu știu, tot așa, vreo 30 de ani. Am plâns. Deci am mers la locurile în care eu mi-am trăit copilăria, la școală, la piscina unde mergeam în fiecare zi și efectiv m-a bușit plânsul. E, nu știu, gândește-te că eu am trăit între două lumi, da? Deci totul a fost așa, am compartimente, am sertare. În creierul meu există sertare, compartimente, da? De aici până aici Sri Lanka, de aici până aici Indonezia, de aici până aici... Uite, tatăl tău a fost ambasador în mai multe țări, da. Și tu ai crescut ani și acolo. Nu ți-a fost greu să-ți iubești țara natală de la distanță? Cum era România pentru tine?
Era țara mea, pe care o iubeam, iar părinții mei sunt și acum foarte patrioți. Și, așa ți-au insuflat mică dragostea pentru țară. Deci nici să nu cumva să audă o vorbă, nici acum să nu cumva să audă că e ceva rău în țara noastră. Normal că și ei privesc situația politică și tot ce se întâmplă la noi, privesc așa cu un gust amar. Dar gândește-te că tatăl meu, definiția de diplomat, da, este omul care reprezintă țara. Este omul care poartă pe umerii lui toată imaginea țării. Și atunci cum să nu-și iubească țara? Nu oricine poate să fie un diplomat de carieră, da? Și atunci normal că omul acesta își învață și copiii să aibă același gen de dragoste și, patriotism, da? pentru țară. Unde e tatăl tău acum? Acum este acasă, sunt bine, mersi, amândoi sunt sănătoși și au ieșit la pensie, bineînțeles, dar a avut o carieră foarte frumoasă. El este diplomat de carieră pentru că el, pe timpul acela, se făcea școala de diplomație la Moscova. Fiu de miner, a ajuns să facă facultate de drept, a fost luat de Ministerul de Externă printre premianți, a fost dus la Moscova să facă diplomație acolo. A terminat specializat pe limba rusă și pe limba indoneziană și din momentul acela a fost trimis în misiuni diplomatice doar în țările din Asia de Sud-Est, Sri Lanka, Malaezia, Singapore, Filipine, Pakistan, Indonezia de două ori. A fost și în Cipru puțin, a fost și în Finlanda, dar acestea sunt țările în care a fost el diplomat. Pentru tine, Dana, este vreo pasiune din copilărie care a dăinuit peste timp și o ai și azi? Uite, pictura și baletul și muzica și toate lucrurile acestea am pictat. Toate aceste lucruri le-am lăsat în urmă, ceea ce e păcat, știu. Ceea ce a rămas, de exemplu, eu când am învățat limba engleză din cărți și din caietele, desenele animate cu Tintin, aventurile lui Tintin. Tintin, mă rog. Da, da, da. Și vreau să spun că dacă e o pasiune la care țin și care mă relaxează, este cititul. Citesc cărți în continuare și mai mult decât atât, în pandemie, pasiunea asta s-a transformat într-un job. Deci, unul dintre joburile mele, că am mai multe, unul dintre joburile mele este să pun voce pentru cărți, pentru audiobooks. Foarte frumos. Pentru o platformă și mă bucur atât de mult de lucrurile acestea, pentru că odată că e o evoluție a mea și o dezvoltare personală, dar în același timp vocea mea va intra în urechile oamenilor și îi va învăța ceva, îi va relaxa, îi va face să se bucure de cartea pe care eu le-o povestesc, le-o citesc. Mi se pare wow chestia asta. Tu, de fapt, Dana, ai făcut ASE-ul, nu? Da. Relații economice internaționale. Deci ASE, ai mers în business și ți-ai făcut o agenție de modele, despre care am vorbit un pic mai devreme. Da. Actriță, fotomodel, am intrat la televiziunea română. Deci fii atentă, TV. În 1993 am terminat facultatea, m-am măritat, am făcut un copil, am intrat la televiziunea română prin concurs, am fost 300 de inși și am intrat vreo 30. Din momentul acela, în 97 m-am retras din modeling și mi-am deschis agenția de modele, după care am început să organizez evenimente, după care am făcut primul festival Easton Catwalk, s-a numit Festival Internațional de Modă, după care am deschis prima școală de etichetă, s-a numit Atelier de Artă Comportamentală. Faci una acum. Și acum, da, am deschis porțile. Totul este ciclic, exact, dar acum o fac altfel, la alt nivel și cu tot ce am învățat și cu maturitatea pe care o am acum. Și cu manualul din copilărie pe care l-aveai în față în Sri Lanka. Exact. Deci acum o școală de etichetă, de bune maniere, de stil, de atitudine, dar sunt mai mulți trainer. Eu o să fac parte de mișcare, de eleganță, de feminitate. Alin Gălățescu, dress code vestimentar. Cristina Turnagiu Dragnea este trainer de etichetă. Raluca Moianu, dicție și public speaking. Și cum să spui, iartă-mă. Avem și parte, bineînțeles, avem și partea de machiaj, cosmetică, hairstyling, pentru că se numește personal grooming, da? Deci trebuie să ne prezentăm într-un fel și atunci avem trainer și pe partea asta. Este o adevărată școală. Adevărul este că nu cred că ieși vreodată din casă nearanjată și nemachiată, nu? Tu personal, Dana. Eu nu.
Nici măcar dacă mă duc la piață. Nu, pentru că e o chestie de respect. Deci eu mă respect pe mine, că sunt femeie. Îmi place că sunt femeie și vreau să mă bucur de lucrurile acestea. Și asta înseamnă că trebuie să fiu aranjată tot timpul, să fiu cochetă, să știu să, eu știu, să comunic în așa fel încât să-mi folosesc poate și instrumentele de seducție, dar într-un mod ponderat, frumos, decent. De-aia suntem femei. Apropo de această artă a seducției, Dana, așa, n-am să ratez șansa să amintesc la cină și acel episod curajos din viața ta. Ai fost prima femeie din România care a pozat nud în Playboy. A și dispărut revista, nu? A dispărut, de da. De unde vine mai curajul? A mai rămas pe Piața Neagră. Nu vrei să știi cât de bine se vine. De unde vine acest curaj? Nu este vorba neapărat despre curaj. Mai degrabă la mine a fost vorba de a, tocmai de a distruge propriile mele bariere limitative. Deci eu am vrut să ies din matca asta în care trăiam, știi? Și să-mi demonstrez mie că pot. Uh-huh. Plus că a fost așa un fel de strategie de marketing, da? Mie mi s-a propus să fiu prima româncă, persoană publică care apare pe coperta acelei reviste în momentul în care mă retrăgeam din modă, din modeling. Și atunci a fost așa un fel de tribut adus feminității corpului meu și aturilor mele fizice, după care a fost un mesaj transmis femeilor, cât și bărbaților, că o femeie este frumoasă la orice vârstă și că trebuie să-și accepte corpul. Câți ani aveai când ai pozat? 29. Tocmai făceam 30 de ani. Da, deci mult pentru o persoană care pozează nud, nu? Da, adică... la mine n-a fost prea nud, să știi. N-am avut curajul acesta. Celelalte, după mine, cele care au urmat, cred că au prins curaj când m-au văzut pe mine și au zis ok. Nu, eu n-am avut curajul acesta până la capăt, dar nu puteam să nu prind această oportunitate, pentru că am știut să mă folosesc de astfel încât să înțeleagă oamenii că a fost un pictorial frumos, că am adus un tribut, așa cum ți-am spus eu, feminității mele, că m-am retras din modeling cu ocazia asta, că am vrut să pozez ca prima femeie care a pozat pe primul număr al revistei Playboy în America, Marilyn Monroe, și am pozat fix ca ea, deci un pictorial foarte frumos și elegant. E drept că am pozat la Chicago, în sediul Playboy, că am dat mâna cu fiica lui Hugh Hefner, că m-a pozat Richard Feley, care este un fotograf internațional, care a pozat-o pe Cindy Crawford și Farrah Fawcett. Adică au fost foarte multe lucruri au fost bifate acolo. Au fost și dezavantaje? Nu prea, să știi. Nu prea, pentru că eu am avut foarte mare grijă la scrisul mărunt din contract. Mi-am negociat foarte bine condițiile apariției. Ai și câștigat bine atunci? Am câștigat bine, mi-am negociat procentajul de ce arăt și ce nu arăt. Da. Se putea face și asta, bineînțeles, da? Bineînțeles că se putea face. Uh-huh. Absolut toate condițiile. Și atunci n-am mers la risc, să știi. E adevărat că l-am întrebat pe soțul meu atunci, l-am întrebat pe tatăl meu, care era ambasador în Malaezia, cred, atunci. I-am întrebat, ce ziceți dacă aș face lucrul acesta? Vă deranjează? Nu știu, o să fie rușinos pentru familia noastră, pentru renumele care nostru? Care a fost pentru... Fostul meu soț a zis, e ok dacă vrei tu să faci lucrul acesta. Mama a zis ok și culmea, surprinzător, tata, care a fost complet împotriva carierei mele de model, mi-a zis, inițial când m-am vrut să mă fac manechină și m-am făcut, că asta e, mi-a zis tata, păi adică tu faci facultatea de relații economice internaționale și eu vreau să te pregătesc poate pentru o carieră diplomatică sau să te duci la o firmă de comerț exterior, să folosești tot ceea ce am construit noi până acum și școala pe care ai făcut-o și educația și tu vrei să dai cu piciorul la totul și vrei să devii actriță sau manechină? Nu se poate. Și atunci am stat liniștită în banca mea, știi? Dar vezi tu, omul care e artist și își dorește să fie pe scenă, n-a putut să fie oprit. Și în momentul în care i-am spus de Playboy, mi-a zis, mi-ai dovedit anii aceștia că ești extrem de elegantă în absolut tot ceea ce faci și mi-ai dovedit că am greșit atunci când am venit cu prejudecăți și ți-am spus că a fi actriță sau manechin înseamnă altceva. Superficială, frivolă, ca să nu mai zic eu altfel, știi? Și atunci a zis, fă-o că știu că o să fie ceva wow. Câți ani are fata ta? 28 de ani are.
Ce s-ar întâmpla dacă ar mai fi revista și fetița ta, fata ta, ar veni la tine și ți-ar spune: mami, mi s-a propus să pozez goală pe pagina întâi? Mi s-a mai pus întrebarea aceasta și dacă în trecut spuneam presei că eu o să o susțin, pentru că mi se pare normal ca o mamă să fie o prietenă bună cu fiica ei și să o susțină în demersurile ei, dar acum nu este cazul, pentru că fiica mea, știi cum e cu așchia care nu sare departe de... Deci, fiica mea este pe un fel de drum diplomatic. Care e relația și mentorul voastră? Ei este tatăl meu. Bunicul, desigur. Da, exact. Așa că, deși natura a înzestrat-o cu calități foarte frumoase, adică este o fată frumoasă și are o voce divină, mi-am dorit foarte tare să o bag în lumea asta. Dar n-a vrut. A zis: mama, asta e lumea ta, dar nu este lumea mea. Nu pot, nu vreau. Eu vreau să fac ceva care să însemne ceva pentru toată societatea asta românească. Și am zis: ok, știi? Care e relația voastră astăzi? Este o relație foarte frumoasă. Este o relație, în primul rând, de prietenie. Adică fiica mea știe că poate să vină la mine oricând cu orice problemă. Și nu sunt genul acela de părinte aspru, părinte care judecă, care te pedepsește. Este o relație foarte frumoasă ca între două femei acum, pentru că ea este femeie. Are 28 de ani, are și ea o relație, e pe picioarele ei, adică e independentă, nu o mai susțin eu financiar, adică nu... E o femeie, în adevăratul sens al cuvântului. Vorbești despre susținerea financiară, te-aș întreba și cât preț pui pe bani? Știu că sună ciudat, dar mă înțelegi ce vreau să spun. Cât de importanți sunt banii pentru tine? Banii sunt importanți, pentru că fără ei nu putem să trăim. Dar nu sunt atât de importanți, pentru că eu nu am avut nevoie de bani, pentru că au fost părinții și bunicii care ne-au susținut și ne-au crescut cumva fără această grijă a banilor. Dar pun mare preț pe valoarea lor prin muncă. Adică pentru mine banul se face prin creativitate, prin cine sunt eu. Pot să spun că în cariera asta mea, normal fiind în showbiz, am avut și propuneri indecente. Propuneri din acelea, știi tu, îți dau totul, îți fac totul, îți pun covorul roșu, te fac vedetă peste noapte, vreau să fie a mea, vreau să fiu un trofeu și așa mai departe. Puteam, deci crede-mă, am acces la bani foarte ușor. Chiar și acum, la bătrânețe, cum se zice. Da, chiar și acum. Nu pot. Nu pot. Când mă uit în oglindă, vreau să mă văd pe mine, aia care pune voce pentru cărți, se duce și e travel blogger, scrie cărți, am scris și o carte din călătoriile unei femei cu suflet de copil. Trei cărți ai scris, nu? Asta pe care i-am dedicat-o mai mult tatălui meu și au mai fost două, într-adevăr. Nu. Cum să-l păstrez doar pentru mine, da? Și cum să fiu bărbatul unei singure femei. Exact, dar asta știi de unde mi se trage? Aveam o emisiune în care, mă rog, se vorbea despre relații de cuplu și relații, mă rog, tot ce însemna sex, iubire și așa mai departe. Și a mers foarte bine emisiunea aceea. Ei, și după ce s-a terminat emisiunea, am avut atât de mult, mii de mesaje de la oameni care își doreau să comunice cu mine și să le spun eu cum să-și conducă viața de cuplu. Și atunci am răspuns, atât cât m-a dus și pe mine capul, dar bineînțeles că mă sfătuiam cu tot felul de specialiști, și la un moment dat a venit un ziar de mare tiraj la mine și mi-a spus... îmi dăduse și o rubrică în ziar, deci aveam rubrica mea, gen Sex and the City, așa, știi? Și mi-au zis... Această Sara Jessica Parker a României. Ceva de genul. Mai degrabă Samantha. Toată lumea spune că semăn cu ea. Da. Și mi-au spus... Acum nu vrei că zici, tu... da. Da, da, da. Și mi-au spus, dar nu vrei tu să scoatem niște cărticele de alea așa de vacanță să fie citite de oameni? Și zic, de ce nu? Foarte ne bine. Ne oprim pentru bine. O foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim în doar câteva momente. Rămâneți cu noi. Rămâneți cu noi. Emisiunea La Cină, susținută de Selgros, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Selgros.
Ne-am întors la cină în această seară cu Dana Săvuică. Mai sunt 10 întrebări pe final de emisiune. Ele sunt relativ aceleași. Le adresăm tuturor invitaților care ajung în această emisiune. Așa. Ele vin rapid din partea mea, dar te rog să te simți liberă să răspunzi okay. Atât cât o să crezi încerc. Tu de după cuvânt. Ceva vin roșu, s-ar putea să fiu puțin amețită. Da, e ok. M-am relaxat foarte tare în prezența ta. E grea prima întrebare, să știi. Hai să vedem. Când ai plâns ultima dată? Ieri. De ce? Îmi place să plâng la filme. Da. Mă impresionează tot ce e cu, nu știu, dragoste sau chiar moarte sau animale sau, oh, Doamne. Am plâns și în Cuba. Am plâns, deci eu plâng inclusiv când sunt fericită. Când îmi doresc ceva și se îndeplinește dorința aceea, încep să plâng. Sunt ușor impresionabilă, probabil, dar să știi că plânsul e terapeutic. E bine să mai și plângi din când în când, pentru că asta înseamnă să fii om, să știi să fii sensibil la tot ce se întâmplă în jurul tău. De cine ți este foarte dor astăzi? Păi nu pot să spun că e doar o singură persoană. Mi-e dor de bunicii mei, de mamaia și de tataia care m-au crescut. Și cu mama aia cel puțin stăteam ore întregi de vorbă, știa tot despre toți băieții care mă curtau despre și mă învăța ce trebuie să fac. Chiar ea mi-a zis când m-am măritat, a spus să știi că trebuie să știi un singur lucru. Dacă vrei să-ți păstrezi bărbatul, trebuie să te trezești cu 10 minute înainte de el, te duci la baie, îți ciupești obrajică, pe atunci nu era cu farduri așa, și pe urmă te bagi din nou în pat lângă el și îl trezești frumos. Mama aia mea, tu-ți dai seama? Și ai făcut asta? O perioadă, da. Dar știi cum e, mai trebuie să și merite omul. Așa, și am mai plâns după, și plâng în continuare, încă nu mi-am, deși a trecut un an de zile, cățelușul meu, Sushi. Foarte, am rămas, după moartea lui, am rămas orice cățel pe care îl văd pe stradă, dacă îl văd așa într-o suferință, mă bușește plânsul. Cred că trebuie să mai lucrez la chestia asta, cred că sunt bună de a mers la psiholog. Ai fost vreodată? N-am fost. Nu, n-am fost. Să știi că încerc să găsesc în mine forța, puterea, încrederea, ca să depășesc obstacolele. Și eu, să știi că pic în mini, nu depresii, tristețe așa, știi? Uneori parcă mi se pare mie că nu mi-a ieșit ceva sau că, nu știu. Și atunci, ce fac? Ori citesc o carte bună, ori mă uit la un film bun, o comedie, bineînțeles, nu vreau să plâng. Sau... când sunt chiar tristă sau mă uit în oglindă și zic, da cine sunt eu, da cine mă mai iubește? Ei, glumesc, bineînțeles. Îmi plâng de milă, știi? Mă gândesc la trecut și îmi fac așa o listă cu toate, tot ce a însemnat succes pentru mine. Fie și 10 pe linie ăla de la Olimpiada Națională, știi? Și încep. Ridici. Da, și încep. Am făcut aia, am fost aplaudată pentru aia, nu știu ce. Și singură îmi reîncarc bateriile și stima de sine, știi? Cine te așteaptă acasă? Acasă mă așteaptă prietenul meu, mă așteaptă cățelușa fiicei mele, mă așteaptă o pisică pe care am salvat-o de pe stradă, părinții mei, sora mea care e la două case mai încolo de mine, e vecina mea, cu nepoțelul meu, fiica mea e plecată pe undeva prin străinătate cu jobul, așa că... Sport sau o masă copioasă cu un pahar cu vin alături? Ce preferi? Nu neapărat masă copioasă, dar o masă cu un vin roșu și uite o discuție frumoasă cu niște oameni frumoși, aș prefera față de sport. Ai mai poza nud acum? Da, de ce nu? Dar depinde foarte mult de mulți factori, multe aspecte. Deci trebuie să-mi placă, trebuie să fie un pictorial așa bine gândit, trebuie să fie o echipă foarte bună, trebuie să transmitem un mesaj coerent, de exemplu, nu știu, femeia la 50 de ani nu e cu un picior în groapă, genul ăsta de, știi? Sau femeia la menopauză, sau femeia, știi? Ceva care să aibă legătură cu toate femeile care trec prin ceea ce trec și eu, prin ceea ce trec și tu, și care uneori se simt depășite de situație sau se simt îngenunchiate de viață. Și atunci o vă pun una ca mine sau ca tine, a, uite-mă. Stai că nu e chiar așa. Știi? Ce nu-ți place la români? Prejudecățile. Încă sunt plin de prejudecăți. Ai vreun regret în viață?
E ceva ce ți-ai dorit foarte tare și n-ai avut și nu ai? Nu, tocmai de aceea eu sunt freelancer și nu o să am pensie când o să fiu bătrână. Când o să... Nu, sunt freelancer și sunt un spirit liber și de fiecare dată am optat să merg pe calea aceea poate mai grea, dar care mă aducea la lucrurile care îmi făceau mie bine și care, pentru care eu aveam o pasiune, o dorință arzătoare de a le face. Deci nu prea am regrete. Nu. Principalul tău defect este... Nu, ești perfectă. Eu sunt perfectă. Nu, principalul meu defect. Uneori așa sunt poate prea agitată, dar asta nu e un defect neapărat, că asta mă stimulează și sunt foarte activă. Ce prețuiești foarte tare la prietenii tăi? Loialitatea. Asta cred că e un defect la mine. Cred că e prea dură, nu? Le cer prea mult, nu? Este ultima întrebare. Dana, ce te-ar face mai fericită decât ești acum? Și ce m-ar face mai fericită? Să văd mai multe fericire în jur. Eu, uite, am fost acum în Cuba, o țară foarte frumoasă, oamenii foarte frumoși, dar faptul că încă există aceste discrepanțe enorme între civilizații, între țări, între nații, ură între nații, războaie, nebunia asta, toată violarea asta a planetei, pentru că o violăm efectiv, chestia asta mă seacă. Deci simt o durere fizică uneori. Și îmi vine să plâng, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult, Dana Săvuică, pentru prezența și la cină. Și eu îți mulțumesc. Hai să ciocnim. Pentru femeia la 50 de ani. Absolut. Și la 60 și 70 și orice vârstă ar avea. Și să ne revedem aici mai curând decât peste 20 de ani, nu? Cam așa cred că a trecut de când ne-am văzut ultima oară. Mie mi se pare că a fost doar o clipă. Sigur că da. Mulțumesc, Dana. Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră pentru că ne-ați privit și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, în weekend, sâmbătă, ora 21, Digi24. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Selgros. Ne revedem săptămâna viitoare. Selgros, pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.